Afacerea din capitolul 11 a cărții Faptele Apostolilor are o importanță crucială pentru istoria bisericii, deci merită din plin atenția noastră. Credincioșii din Iudeea, loiali legii lui Moise, au fost șocați și de-a dreptul zguduiți din temelii la vestea că Petru a intrat în casa unui păgân. Apostolul era dator cu o explicație clară și pe înțelesul tuturor. În percepția lor, credința în Hristos era doar o extensie a iudaismului. Erau câteva învățături noi la legea existentă, așa că oricine nu urma pe Hristos mai întâi trebuia să se convertească la iudaism. Petru a fost astfel mostrat pentru că a intrat în contact cu păgânii. Astăzi, ca și atunci, putem fi în pericolul unor forme religioase, a unor ritualuri, ceremonii, care le pune mai presus decât salvarea sufletelor celor pierduți. Observăm cum duhul legaliștilor a fost plin de ceartă datorită faptului că niște practici religioase au fost încălcate în loc să fie plin de bucurie că niște oameni au fost mântuiți. Iată câteva lecții izbitoare ce le putem observa în acest capitol. În primul rând, prejudecățile, discriminarea și ritualurile ne pot orbi în împlinirea scopului lui Dumnezeu de a duce pe toți oamenii la mântuire. Toți oamenii trebuie să evangelizați, indiferent de cine sunt ei. Fiecare are un suflet și o singură viață, iar mântuirea sufletului este cea mai urgentă prioritate. În Cezarea era un soldat roman pe nume Corneliu, care îl căuta din toată inima pe Dumnezeu. Un om generos și milos, care se ruga adevăratului Dumnezeu pe care nu îl cunoștea. Avea o dorință sinceră de a atrage atenția lui Dumnezeu. Biserica nu trebuie să excludă pe cineva care îl caută pe Dumnezeu, indiferent de naționalitate, de religie sau de pătura socială. Spunea Domnul Iisus, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Comitem un delict teribil, monopolizând Evanghelia, neîmpărtășind-o niciodată sau foarte rar altor persoane. Păstrând-o pentru noi înșine, nu facem altceva decât construim barierele exclusivismului și a prejudecăților, izolându-ne de restul lumii. Petru spunea atât de clar, Dumnezeu este nepărtinitor. În al doilea rând, voia lui Dumnezeu este să deschidă ușa mântuirii pentru toți oamenii. Petru explică lucrurile cât se poate de clar și direct, împărtășind exact ce s-a întâmplat. El pune accent pe intervenția lui Dumnezeu care acționează descoperindu-i voia. A avut parte de o răpire sufletească, o vedenie din partea lui Dumnezeu, o față de masă se coboară din cer, plină cu animale de toate soiurile. Domnul îi vorbește de trei ori, taie pietre și mănâncă. Viziunea lui Petru se sincronizează supranatural cu sosirea slujitorilor lui Corneliu. Duhul Sfânt îl trimite la neamuri. De cealaltă parte, Corneliu este vizitat de un înger care dă instrucțiuni. Trimite la Iope după Petru. El îți va spune ce trebuie să auzi. Se coboară Duhul Sfânt în timp ce Petru predică Evanghelia. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și neamurilor ca și nouă, spunea Petru. Ce putem observa? Tot ce se întâmplă lui Petru în a spune Evanghelia unor păgâni a fost inițiat și controlat de Dumnezeu. A fost planul suveran al lui Dumnezeu. Petru a fost doar instrumentul folosit de Domnul. Du-te cu ei fără să faci vreo deosebire. Este porunca pe care Domnul i-o dă. Această poruncă este valabilă și pentru noi astăzi. Nu trebuie să facem discriminare când predicăm Evanghelia. Luca oferă o mulțime de detalii comparativ cu alte evenimente menționate în Cartea Faptele Apostolilor. Asta înseamnă că misiunea de a proclama Evanghelia tuturor oamenilor este foarte importantă. Este chiar scopul lui Dumnezeu pentru noi. În al treilea rând, fii convins că misiunea trebuie împlinită. Noi, ca și Petru, trebuie să fim convinși de câteva adevăruri. În primul rând că promisiunea Domnului e valabilă pentru toți. Domnul spunea că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. O altă convingere e faptul că nu putem să ne potrivim planului lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu, spunea Petru. Revărsarea Duhului Sfânt asupra neamurilor nu are nicio legătură cu așteptările lui Petru. A fost opera lui Dumnezeu. Nimeni nu îl poate opri pe Dumnezeu să-și împlinească planul. El deschide ușa mântuirii pentru toți oamenii. Biserica și ea primește convingerea că Dumnezeu dă pocăință tuturor oamenilor. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăință ca să aibă viață. Pocăința este lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se implică activ și lucrează mântuire. Dumnezeu nu cere ca noi să mai împlinim un ritual, ci să venim cu pocăință sinceră. Oamenii și astăzi au privilegiul de a se pocăi, de a se întoarce cu toată inima de la păcatele lor spre Dumnezeu.
Pocăința aduce viață, o viață din belșug, iar rezultatul acestei experiențe este viața veșnică. Dumnezeu a deschis ușa mântuirii pentru toți oamenii. Se formează biserica din Antiohia, care avea să devină centrul misiunii dintre neamuri. Acolo, pentru prima dată, ucenicii au primit numele de creștini. Ca și urmași al lui Hristos, fiecare dintre noi avem onoarea și responsabilitatea să împlinim marea trimitere. Haideți să o facem cu demnitate, renunțând la prejudecăți, împlinim voia lui Dumnezeu, fiind convinși că misiunea trebuie împlinită.